televiziunea, mai ales în spațiul este european, este folosită ca cel mai important și este, din păcate, până azi, cel mai eficient instrument de propagandă. Publicul trebuie să se învețe neapărat, să nu aibă încredere. Prima reacție când auzi o informație, în ziua de azi, din păcate așa este, este să nu ai încredere în ea și să o verifici. Noi, în mare parte, avem posturi de televiziune de propagandă. Că-i pro-guvernare, că-i anti-guvernare, tot propagandă e. Dacă tu bați într-o singură direcție și nu atingi pe cealaltă, asta automat se numește propagandă. Trebuie să... De exemplu, să te înveți să nu citești doar titlul, dar să te uiți și cum se numește site-ul de pe care vine acest titlu. Să te înveți să nu crezi tot ce auzi, să te înveți să verifici informația de două ori. Să te înveți când vezi un fragment dintr-o emisiune sau un fragment dintr-un interviu sau dintr-o conferință de presă și îți par lucrurile într-un fel, să te înveți că poate de fapt asta a fost pus într-un context, dar da să mă uit la toată emisiunea, dar da să privesc toată conferința de presă, dar da să văd de unde vine asta. Este important ca un post de televiziune să aibă o poziție. Nu văd nicio problemă, n-aș vedea teoretic o problemă cu un post de televiziune, la noi asta nu se prea întâmplă, dar un post de televiziune care se declare deschis că susține un anumit partid sau un anumit candidat, ca eu să am acest filtru, ca eu să înțeleg dacă eu urmăresc postul de televiziune X, eu am în vedere că ei susțin politicianul sau partidul Y și de asta informația arată într-un anumit fel. Dacă televiziunea nu se reinventeze, ea oricum o să moară. De ce moldovenii au încredere în televiziune? Pentru că așa s-au obișnuit. Pentru că s-au obișnuit că dacă spun la televizor că o să plouă, o să plouă. Dacă o peridăit la televizor că o să fie așa, înseamnă că o să fie așa. Dacă o spus că o să fie sfârșitul lumii, o să fie sfârșitul lumii și lumea se pregătește de sfârșitul lumii. Ții minte aia cu prietenul de-a lui mama, ne-a spus că și sfârșitul lumii și o zi întâi el și... Așa se informează lumea. O prețin de la mama mi-a spus. Tu fii sfârșitul lumii și ați viitoare el și nu. Pardon, puteți tăiesc. Nihuia!